Salutare toată lumea și bine m-am regăsit. O să vă spun din nou la mulți ani, pentru că nu ne-am mai auzit pe canal din 2019, mai exact de 3 săptămâni. Și asta din păcate datorită faptului că, după cum bine știți, în scena de Counter-Strike există pauză competițională atunci când sunt sărbători și de asemenea și una vara. Ei bine, de data asta ne-am lovit de cea de sărbătorile de iarnă, care durează din aproximativ data de 17-18 decembrie până în data de 10 ianuarie, cam în când încep să apară turneele. Ei bine, fac acest videoclip pentru a vă informa despre mersul nostru în 2020 și despre competițiile actuale care vor avea loc în luna ianuarie. Desigur, pe măsură ce înaintăm în an, vor apărea din ce mai multe competiții la care sper că echipele din România să joace. Liga CEVO, nu știu, nu se mai aude nimic de aia dacă va mai apărea, dar avem în momentul de față playoff-ul Winners League, avem SEA și de asemenea avem două War Night-uri de care vreau să vă anunț dacă tot fac acest videoclip în acest weekend. Deci dacă vreți să jucați, vă arăt chiar acum ce și cum. Ei bine, în mare despre 2020, nu pot decât să am speranța că lucrurile vor arăta foarte, foarte bine pe capitolul de meciuri. Avem nevoie de competiții la care echipele din România să joace, avem nevoie de invite-uri în competițiile mari, avem nevoie de adversari din vestul Europei și să revenim la acel nivel de joc cu echipele de tier 3 și chiar cred că se poate întâmpla asta, mai ales că Nexus și-au păstrat același line-up și el de sigur au cel mai mare potențial, dar avem și niște line-up-uri noi și vă voi arăta toate line-up-urile echipelor pe care le-am găsit eu cel puțin în Liga SEA. Restul o să vi le arăt sau dacă cumva sunt câteva echipe pe care le-am văzut, îmi cer scuze și să scrieți acolo în descriere, mai degrabă în comentarii, pentru că o să vă iau și pe voi în vizor. Ei bine, în primul rând vreau să vă spun că avem sâmbătă aceasta pe 11, adică mâine practic, War Night-ul Caravan cu premii de $50 cash și War Night-ul de pe duminică cu premii de $200 cash, 200 de euro mai bine spus. Linkurile pentru cele două turnee le aveți în descriere și duminică de asemenea Knockout mai au un playoff în Liga Winners. Nu știu dacă voi putea să-l comentez, dar voi vedea. În orice caz, băieți, am văzut că jucați multă baftă acolo. Deci sâmbătă și duminică War Night-uri și playoff-ul Knockout. Apoi trecem săptămâna următoare și aici încep deja meciurile celor echipelor în SEA. Luni avem echipa UDP și acum vă voi arăta și echipele foarte, foarte rapid. Vom trece printre ele ca să știți despre cine vorbim. Nexus cu același line-up pe care îl știți. Dead Fury Sports cu un nou line-up. Starkiller, fostul capitan, mai bine spus, pardon, antrenor al Nexus, Saules, Edim, Geo, The One, practic un fel de Invictus Aquilas, IQ Gaming cu un nou lineup, Realcron, Hypnonori, Ereson și Heaven, UDP Sports cu Kunkka, Zeuț, nu știu cine e Xyz, dar cred că e un jucător care e cunoscut, Rapid este ownerul UDP, Chunky și cu Kind, o echipă la care vreau neapărat să fiți atenți și pe care o vom urmări, Cool Gaming care și-au păstrat un lineup foarte frumos de o perioadă bună și joacă din nou, cred că în Intermediate, dacă nu greșesc. Exit, Sound, Swifter, Ereson, Ericles, pardon, scuză-mă, Ericles și Blacky. Și Knockout cu același line-up, Ciocardo, FNK, Human, MHN și Squee, cred că ăsta este noul lor player mai degrabă. Bun, iar acum revenim la programul nostru. Luni avem de la ora 20 UDP cu Wallis, Angels, UMX cu Cool Gaming de la ora 21. Marți avem playoff-ul Nexus Gaming în Winners League cu Skate eSports. Joi, miercuri din păcate nu avem meci, joi oricum voi cere echipelor să-și mai facă niște reschedule-uri și joi avem Nexus cu Skate, asta ne SEA de data asta de la ora 21 și Red Fear cu Corrupt de la ora 20 și două. Sau poate se va schimba meciul acesta. În orice caz, vă voi pune link-ul și de la acest program în descriere pentru întrucât eu îl voi data în timp real ca să puteți să vedeți ce și cum cu meciurile pe măsură ce se schimbă câte una alta. Ei bine, despre 2020 nu pot să spun decât că vreau să fie un an cât mai bun pentru Counter-Strike-ul din România. Asta spun de când m-am apucat de Counter-Strike. Putem spune că 2019-le în materie de
turnee sau performanțe ale echipelor noastre în turneele internaționale a scăzut puțin. 2018 este topul în momentul de față. În materie de turnee interne am crescut, au fost foarte multe turnee interne în România care au ajutat la creșterea scenei, s-au mai stabilizat câteva echipe. Vedem pe Nexus care au un cor stabil și Knockout care au rămas la fel, ce să mai spunem de Cool care au majoritar playerii cam la fel de o perioadă bună și ei. Ei bine, sper ca pe partea internațională să creștem din nou, să primim acele invite-uri în turnee, cum a fost atunci o perioadă în care jucau XPC și Nexus și aveau invite-uri în turneele acelea de 10.000 de euro, care erau grămadă la momentul respectiv, dar bine, nu erau trade banurile acelea și site-urile de betting erau în floare și prin urmare existau turnee la care să joace echipele. În orice caz, sper la un mare, mare, să zic așa, bump în performanța echipelor și prin urmare să avem și rezultate mai bune și desigur meciuri mai bune pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că v-ați uitat la acest infovideo și sper să, nu știu, eu voi încerca în orice caz să vă aduc cel mai bun casting și mă voi focusa și mai mult să mai fac improvement dacă mai pot de colo-colo și mereu este loc de progres și acum avem nevoie doar de meciuri bombă și asta așteptăm să vină. Nu voi uita nici de scena de Tier 1, voi încerca să iau și Majorul, să comentez și Majorul care va fi la Rio de Janeiro, by the way. Și ce să zic, vă aștept pe stream. Ciao, ciao!